Servus de la Cluj! Astăzi un kit super inspirațional, alcătuit cu mare grijă în mai mult de 10 ani și simplificat pe cât se poate, însă eficiența este maximă. De-a lungul timpului și pe parcursul deplasărilor pe care le-am făcut în țară sau în afara țării, tot timpul a trebuit să mă organizez cât mai bine. Lucruri mici, lucruri foarte utile, lucruri fără de care nu pot să-mi desfășor activitatea și toate acestea se încap într-un rucsac. E bine, astăzi am să vă vorbesc despre echipamentul meu tehnic, adică ceea ce ține departe de cabluri și de încărcătoare și o să vedeți câte lucruri am învățat în mai bine de 10 ani de când călătoresc la greu, cum ar spune românii. Și eu sunt român de spun și eu că am călătorit la greu în ultimii mai mult de 10 ani. Acesta este Tech Pouch-ul de la Bellroy. Este varianta compactă pentru că ei au și unul ceva mai mare. E de dimensiuni reduse, adică mi-a căzut telefonul. Dacă vrem să-l comparăm cu un telefon, cam aceasta este dimensiunea, comparația între acest pouch și o geantă de călătorie și un iPhone 8. Da, știu, sunt outdated, am rămas la 8, dar cum spuneam, încerc să fiu cât pot de minimalist și sincer, încă în 2022 iPhone 8 mă satisface din toate punctele de vedere. Vreau să vă spun că nu sunt sponsorizat, toate lucrurile pe care le veți vedea sunt cumpărate cu sudarea frunții și cu mânuțele astea două. Acest pouch compact este dintr-un material reciclat, asta mi-a și plăcut, este foarte maleabil, are un fermoar de foarte bună calitate și care sună cam așa, are 3 ani de zile garanție și este extrem de încăpător, nu o să vă vină să credeți câte lucruri am reușit să introduc în acest pouch. Cam atâtea, sunt foarte multe lucruri care mi-au încăput în acest pouch și am să vi le arăt pe toate. Pouchul de la Bellroy, Bellroy Compact Tech, adică gentuța cu accesorii tehnice pe care o folosesc în călătorii. Este făcut dintr-un material flexibil, de o culoare foarte la modă, este rezistent la apă și are o garanție de 3 ani. Cu o parte prevăzută cu un buzunar și cu niște elastice de prindere, iar cealaltă parte are niște buzunare elastice destinate unor lucruri mai voluminoase. În colțul din dreapta se regăsesc căștile de la Apple AirPods Pro, varianta 1, pe care le folosesc atunci când editez on the go și atunci când călătoresc cu avionul. Au o latență spre 0, așa că sunt foarte bune la editat chiar și filmări cu sunet. Niște post-it-uri pe care le folosesc când am nevoie să nu uit ceva, de exemplu, cablul magnetic necesar pentru a-mi reîncărca Apple Watch, un cablu pe USB-C cu ajutorul căruia îmi încarc telefonul mobil, de ori de câte ori am nevoie, chiar și de la laptop. Tot aici mai am un încărcător, este un încărcător pentru acumulatorii NPFZ100 pe care îi folosesc pentru aparatele mele Sony A7 III, un încărcător care vine cu un cablu USB și care încarcă destul de repede acumulatorii pe care îi menționasem anterior. Evident, funcționează și pe USB-C și pe mini-USB. Foarte, foarte util, ieftin și excepțional. Un stick USB cu adaptor la USB-C, nu știu cine mai folosește așa ceva, dar pentru orice eventualitate îl am cu mine. Un SSD portabil de 480 de giga și foarte rapid, necesar atunci când am nevoie să descarc fotografii pe laptop cu cablul aferent. Aici se poate observa că este un buzunar ascuns în care de obicei țin acest stick USB și pentru că sunt old school, am un carnețel, este de fapt al doilea pentru că pe primul l-am epuizat în acest an, un carnețel în care îmi notez ideile și care arată foarte, foarte drăguț. E făcut de o companie japoneză, iar la final poți să spui și o fotografie sau să faci un desen cu o floare, imitându-l pe cine știe ce artist holandez. Pixul cu care notez în acel carnețel este un pix metalic, așa zis un pix de supraviețuire, care are în capăt un pin de tungsten, cu care se pot sparge geamurile atunci când, Doamne ferește, rămâi blocat în mașină și cazi în cel mai apropiat fluviu pe lângă care treci. Și acum, să zic așa, la pièce de la résistance este un charger multiplu,
un charger care are 4 porturi, 2 pe USB-C și 2 sunt USB, are o valoare de 100 de W, ceea ce înseamnă că poate încărca un laptop, un MacBook care are un încărcător de 96 de W, dar este de două ori mai ieftin. Acest încărcător folosește tehnologia gallium nitride, adică transportă mult mai repede, transportă cu viteză mult mai mare electronii și încarcă astfel mai repede și la o putere mai mare. Vine și cu un cablu inclus, un cablu pentru 100 de W, este foarte important să ai un cablu care să ducă încărcarea acestui device minunat. O să vedem că atunci când îl conectăm, încarcă acest laptop de 15 inch. Și în această gentuță de accesorii tehnice, ce ciudat sună traducerile astea în românește, Compact Tech Pouch sună foarte bine, dar gentuță de accesorii tehnice, ok. Cam acesta este echipamentul tehnic pe care îl folosesc atunci când plec în deplasare. Dacă și voi faceți deplasări la fel de multe ca și mine, sau doriți să includeți un kit complet pentru tot ceea ce aveți nevoie de încărcat atunci când mergeți la muncă, când mergeți la servici, că nu toată lumea e fotograf și nu pentru toată lumea ziua de luni e zi de weekend, sper să vă inspire parte din kitul meu și să vă ajute să scăpați de multiplele încărcătoare și cabluri pe care le aveți în buzunarul din fața al rucsacului. Da, știu și asta. Și de încărcătorul mare, bulky, și de două ori mai scump, dacă folosiți MacBook, știți ce spun. Până data viitoare, nu uita că dacă eu am reușit, cu siguranță vei reuși și tu. Și ne vedem curând. Vă îmbrățișez de la Cluj.